Polițiștii rutieri din Botoșani au ieșit pe teren pentru o amplă activitate de prevenire a accidentelor rutiere. Polițiștii rutieri desfășoară în tot județul o amplă activitate de prevenire și de informare a pietonilor pentru reducerea riscului de victimizare a acestora prin accidente rutiere. Nu-ți risca viața pentru câteva secunde. Respectă regulile de circulație. De la începutul anului, în județul Botoșani au avut loc peste 300 de evenimente nedorite, adică aproape unul pe zi. Principalele cauze ale accidentelor au fost abateri ale pietonilor, neacordarea priorității de trecere pietonilor angajați în traversare, precum și neacordarea priorității de trecere vehiculelor care au acest drept. De la începutul anului până în prezent, pe raza județului Botoșani s-au produs 303 accidente rutiere, din care au rezultat victime omenești. Principalele cauze generatoare de accidente rutiere grave în județul nostru sunt abaterile săvârșite de pietoni. Polițiștii au tras pe dreapta sute de mașini și le-au recomandat conducătorilor auto să respecte regulile de circulație.